Revenim în țară prin har divin și valoare umană a marcat cultura muzicală a Moldovei și a lumii. Viața și creația regretatei primadone a Operei Naționale Maria Bieșu au fost evocate la un simpozion la Academia de Științe a Moldovei. Împreună cu specialiștii în domeniu de la noi au participat și oaspeții Festivalului Internațional al Vedetelor de Operă și Balet Maria Bieșu. Ave Maria pentru Maria Bieșu ar putea fi numit simpozionul la care oameni de știință, dar și mari artiști de operă din străinătate s-au referit la arta interpretativă, frumusețea sufletească, imensa iubire a artistei pentru spectatori și vatra strămoșească. Acel simț care știe cum se transmită imaginea muzicală, așa ca să facă să tremure o altă inimă, eu cred că nu știu dacă mai are cineva așa cum a avut-o Maria Bieșu. Maria Bieșu este un fenomen al culturii noastre. Ne-a prezentat țara în toată lumea la cel mai înalt nivel artistic. Și acest fenomen, sunt sigur, încă nu este îndeajuns studiat. Deși primadona nu mai este, din respect pentru ea, mai mulți cântăreți de operă de peste hotare au venit la Festivalul Internațional Maria Bieșu, au evoluat la concertul de binefacere, sunt membrii juriului concursului tinerilor interpreți Maria Bieșu. Nicolae Iorga a spus așa, un popor fără steag de cultură este o gloată. Eu cred că Maria Bieșu este steagul de cultură al Moldovei. Viața mea este legată de Maria Bieșu de când aveam 20 de ani. Ea a fost membrul juriului primelor concursuri internaționale la care am evoluat. Știu că a votat pentru mine. Avea o voce dumnezeiască. Maria Bieșu este Moldova. Este admirabil cu câtă afecțiune vorbesc aici oamenii despre talentul ei. Din respect pentru țara unde s-a născut Maria Bieșu, Roberto Garcia Lopez a ținut să spună câteva cuvinte în limba română. Ca toți artiștii mari, ea contribuie la consolidarea frației dintre oamenii lumii. Simpozionul face parte din programul Festivalului Internațional al Vedetelor de Operă și Balet. Concertul de gală va avea loc pe 15 septembrie și va fi transmis în direct de Moldova 1 și Radio Moldova.